tocul în rahat. Ei, nu te mare la filiaș, bă! Nu, iubita, nu te duc la Mihai. Cu mireasa, bine ați venit. Aplauze pentru mirii noștri. Campioni, bă! Muzica ta! Prin ce trebuie să trec pentru zestre? Să rugă măicuță dulce, pe tine casa ta mai dulce. Bravo! Cine-ți-a griji vreodată, pe rog din suflet mai arăta. Aplauze! Hai că ora mare, când o să jucă, e sărbătoare, ora să se femea. Asta-i multă mare, multă boierească, vreau să joace lumea, să se veselească. E plac, ce pulbere! Zici că ești moșionică de la mine, de la țară. Zice lumea că-i zbat casa, dacă-i ciup și eu nevasta. Eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă să-mi e dragă. Dolj Filiaș, data stelară de astăzi. Soare, natură, păsărelele ciripesc, gâzele își freacă piciorușele de bucurie. Toată această liniște idilică ar fi incompletă fără personajele noastre cu voci puternice, acompaniate de sunetul voios al tractoarelor. Ce frumos e aici la țară, în Gorj! Bă, băiatule, aer curat, natură! Am venit să-mi cunosc miresiga mea. De-abia aștept să-mi cunosc mirele, pentru că aici oamenii întotdeauna sunt simpatici, sunt plini de viață și mai ales sunt energici. Dar ce văd eu în zare? S-am eu ghinionul ăsta? Nu pot să cred așa ceva. Brho, brho, ho, ho. Opa! Ce cauți tu în viața mea? Tu ce cauți în Gorj? Dă-te mai încolo, că n-am pe unde să trec. Te-am lăsat la București, te rog frumos, ocolește-mă frumos. Alo, nu vă supărați, dați-vă la o parte că eu mă duc la mire. Și tu, du-te unde vrei, nu mai dă-te. Măi, tractoristule, mă, dă-te-mă la o parte. Așa vorbești cu oamenii muncii, să-ți fie rușine. Auzi, știi ceva? Te las pe tine cu chelia ta, că eu mă duc la mireasa mea. Stai, mă, că mă dau la o parte, dacă vrei. Hai, mă, dar ce crezi, că mie-mi e frică de tine? Mă, dă-mă la o parte, hai, treci. Ia, stai, mă, așa. Mă, dă-mă la o parte, hai. Uită-te la tractorul tău, învechit, exact ca tine. Al meu bătrân, vechi, dar tot merge. Iată-te că alo, eu trebuie alo, să mă duc ușor la mireasa mea. Și da? Eu trebuie să mă duc la mirele meu. Așa, frumos, și cine te oprește? Păi, dar vă rog frumos, eu am drum, dumneavoastră aveți cărare. Hai, eu am treabă încolo. Și eu am treabă încolo. Deci eu în partea aia, tu din părți. Tu din părți o să câștigi nunta asta. Te pup, Doamne ajută, alo, stai să trec eu. Du-te, frate, alerg degeaba. Campioni, campioni. O să pierzi, o să pierzi, Mihai. Să-i cunoaștem acum pe cei care s-au înrolat în lupta dintre Mihai și Grațiela în scurtul moment de calm de dinaintea furtunii. Bună seara, mă numesc Diana, am 27 de ani. Iar eu mă numesc Eduard, am 29 de ani. În momentul de față sunt elev la o școală de mecanici de locomotivă. Aștept să termin cursurile, după care mă voi angaja. Iar eu momentan sunt în creșterea copilului, după care doresc să mă angajez într-unul din cele două domenii pe care le-am studiat, ca asistent medical generalist sau pe control alimentar. Deși mai toată lumea vrea să stea la curte, pentru mirii noștri, viața la bloc a fost cea care le-a adus fericirea. Ne-am cunoscut în fața blocului, prietena mea m-a invitat în oraș, fiindcă eu sunt singură, și atunci a apărut el. Când l-am văzut în fața blocului, a fost ceva de genul, el i-a ales, nu știu de ce, parcă am presimțit treaba asta. În momentul în care m-a cerut de soție, efectiv voiam să ies afară din acea încăpere. Nu-mi găseam locul, nu-mi găseam cuvintele, erau niște emoții de nedescris. Am stat puțin pe gânduri ca să nu zic că sunt chiar așa pregătită, după care i-am spus că da.
Când am luat hotărârea și am fost sigur că doresc să o cer de soție, oarecum înainte de a face pasul și a merge să cumpăr inelul, inelul l-am achiziționat din Anglia. Care era cu două mărimi și... mai mari, mai găsit altul. Nu am găsit mărime mai mică, oricum nu știam ce mărime are ea. Nu-i cunoșteam foarte bine nici gusturile, deoarece noi împreună nu petrecusem foarte mult timp, ne știam de 2 ani, dar... Împreună petrecusem undeva la maxim 2 luni fizic. Relația noastră până în momentul respectiv decursese foarte mult strict la telefon. Și având nesiguranța aceasta, deoarece în spate am o poveste puțin mai complicată, părinții mei s-au dispărțit când eu eram mic, aveam o nesiguranță. Deși sunt doi frumoși, mirii au găsit unul în celălalt și alte calități pentru care vor să rămână toată viața împreună. Frumusețea trece. Îmi place că tot timpul mă susține, indiferent de ce vreau să fac. Mi este alături, tot timpul mă impulsionează și îmi oferă această abilitate și emoțională și familială și tot ceea ce am nevoie. Principalele lui calități sunt că este un om bun, perseverent și este foarte familist. El ar face orice pentru familia lui. Îți mulțumesc că totdeauna ai încredere în mine, că mă susții, mă iubești, că ai grijă de familia noastră și că suntem uniți și ne avem unul pe altul. Te iubesc! Și eu te iubesc și îți promit că mereu o să fiu aproape de tine și o să te susțin în toate cum o fac și acum. Și... îmi doresc să ajungem bătrânei în Cimag, pe la băi. După scurtul moment de liniște pe malul apei, se intră în pâine cu lăutari. Graziela sapă adânc la moralul mirelui, iar Mihai este transformat într-o păpușă vudu. Hai, vino coș, vino coș, avem avantaj cu mirețica noastră, cea frumoasă! Nu mai trebuie să zic nimic eu! Eu nu mai trebuie să zic nimic! Elor, rășanilor, ca trebuie bine, ai să le sapă mărie, venicuță vină cu ulceaua, la cel de mărie! Ia căzulana lui Mihai în șan! O fi vreun semn de rău, o să piardă seara asta! Gata, m-am decis. Nu mă mai chinui. Ce atâtea topuri, atâtea vise și figuri de București. Gata. Frățioare, cât suntem din partea mirelui, că părem mai puțin? Mulți, mulți. Unde vă mulți, că sunt mai noi doi? Sunt mulți care n-au venit încă. A, dar vom fi mai mulți noi, nu? Mai mulți noi, da. Îmi pun bazele în tine. Toate bazele. De când te știi cu mirele? E fratele meu. Cine e? Fratele. Hei! La tine vreau
Ăsta ce că e fratisul? Dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt al mai mic. Cine? Al mai mic. Care al mai mic? Socru. Să vă înțelegeți cu mirele. Sigur. Un băiat de notat 15 de dacă îl căutam. Șeful, la matare la final cu cine o să fii? Cu mirele sau cu mireasa la final? Cu amândoi, pentru că sunt amândoi copiii mei. Și nu pot să fac diferență. Le urez multă sănătate și tot ce își doresc în viață să se împlinească, fericire și tot binele din lume. Ia-ți, Mihai! În lăutării să-mi cântesc acum, mă pe genunchi. Mă vreau, doamnă, vinișorul, eu îi sărut o brăjor. Ca să trule vino cu ulceaua, dacă te ține. E nuță mare la filial, bă! Sobrule vino cu ulceaua, dacă te ține puneaua. Bea sobrule vino nu-l gusta, să-ți fie dragă viața. Că trăiască dana sobru! Să trăiască sobru meu și să-l țină Dumnezeu. Că eu bunul mă vorbește și pe soacră potolește. Tinerilor căsătoriți le urez carță de piatră, înțelegere, prosperitate, să se înțeleagă tot timpul unul pe celălalt și să comunice. Comunicarea este cea mai importantă într-o relație. Ei, și acum unde mergem? Mergem să luăm apă. Așa. După care revenim la casa noastră și le dăm la toți să servească din apa pe care noi o aducem acasă. Deci, tradiția asta practic se numește udatul miresei, nu? Da. Auzi, dar dacă luăm noi din apa asta de la fântână și dăm pe Mihai un pic cu ea, crezi că o să-și găsească și el jumătatea? Sigur își găsește. Jumătatea sau sfertul? Da, și se și pierd în seara asta. Asta așa e. Păi Mihai, deci chiar n-ai nicio șansă cu așa mireasă. Eu nici nu mai nicio șansă. Eu nu mai trebuie să fac nimic. Mireasa mea face totul. Gata, s-a dus. Până aici s-a fost. Ce țineți acolo în găleată? Busuiocul. Care o să o dăm toți nuntașii. Da. Iar cine căsătorită se căsătorească cu siguranță. A, păi uite măi Mihaie, avem aici busuioc, mergem la udat și uite, te ușor pe tine, poate o să te însori și tu în sfârșit să-ți cap de tine de aici, de la anunț, că nu mai pot, stai pe capul meu într-una. Îl udăm de 3 ori să fim sigure. De 3 ori? De 3 ori. Eu zic să-l udăm de 10 ori să fim sigure, să scăpăm. Și dăm să și bea din apă. Da. Dar toate au un preț? Apa nu-i gratis. Sigur, să ne dea jumătate din zestrea lui. Corect. Corect. Păi, mie îmi place de tine, ne socotim foarte bine, ne asemănăm foarte mult. Dacă ar fi așa toate miresele mele. Și cu bradul ăsta, uite, bă, și un măr și un colac, știi să-mi spui? Trebuie să ai mare grijă de măr și de colac. De ce? Să nu-l fure cineva. Dacă-l fure, ce se întâmplă? Îi fură norocul. Vai, norocul lui, nu? Da. Uite, vreau și eu așa să te cunosc mai bine, pentru că, văd, frumoasă ești. Soț norocos ai, pentru că te are pe tine. Și știu că mai ai și 2000 nune acasă, doi da. Băieței, unul de 3 ani și unul de 4 luni. Să-ți trăiască minunile. Dar spune-mi, cum te-ai cunoscut tu cu soțul tău? Este o poveste puțin cam amuzantă. Ia spune-mi, că sunt tare curioasă. Ne-am întâlnit în fața blocului. Eu stăteam în gază pe atunci, da. Eram cu facultatea. Da. Și el scosese altă tip în oraș. Nu intenționa să mă scoată pe mine, nici nu mă cunoștea. Așa. Dar având prieteni comuni, am apărut și eu în cadru. Păi și tu ce ai făcut când ai văzut că el e cu o altă fată? L-am tachinat toată seara, bineînțeles, după care nu l-am mai băgat în seamă. Adică i-ai dat așa puțin și după aceea i-ai luat totul. Corect. Bun, bun. Luați fetelor de învățați. Și apoi îl cauți din nou. Totul ai căutat. Tot eu. Bun, îmi place de tine. Știam că o să plece și trebuia să... Unde pleca? Pleca în Anglia. De unde venite? A, și tu nu vrei să-l scapi din mână. Nu. Și până la urmă, ce a făcut cu fata aceea în seara în care v-ați cunoscut? A condus-o acasă, că așa era și frumos. Și când s-a întors foarte rușinat. Se simțea prost față de tine, corect. Nu? Da, te-ai îndrăgostit la prima vedere? Da. Și din partea lui ce ai simțit? Același lucru.
N-am crezut până acum în dragoste la prima vedere, dar se pare că există. Ce te-a atras pe tine la el? Firea lui dinamică, amuzamentul. Am râs toată seara, am glumit. E haios? Foarte. Tu cu ce crezi că l-ai vrăjit pe el? Din câte mi-a spus, cu sânii. Cu sânii? Da. La băieți totul se rezumă la asta. Așa e? Da. Bun, și l-ai căutat? El urma să plece, a mai plecat? Bineînțeles. L-ai lăsat? A doua zi? A doua zi. Și cum s-a întâmplat să vă revedeți? Am continuat să vorbim la telefon o perioadă destul de lungă până prin vară. În vară ne-am văzut vreo 3 săptămâni, după care a plecat din nou. Și n-am mai văzut încă 3 săptămâni a doua vară. A, deci și după a fost așa, împreună. A fost o relație mai mult la distanță. Da. Voi de cât timp sunteți împreună? Din 2016 ne-am cunoscut, dar ne-am mutat împreună în 2018. Și care este secretul relației voastre, așa? Nu ne contrazicem, încercăm tot timpul să ne susținem unul pe celălalt. De ce e ea perfectă pentru tine? Spune-mi despre ea. Pentru că ea mă întregește, ea mă completează din toate punctele de vedere, mă face să fiu eu, să fiu mai bun, mă susține, mă ajută. Îmi este soră, prieten, iubită, soție și tot ce am nevoie. Spune-mi altceva ce mă interesează pe mine. Cât sunt din partea ta la nuntă? Că vreau să știu. Estimativ avem în jur de 50-50. 50-50? Da. Țipă mai tare ai noștri? Trebuie. Mă sigur? N-avem un cutru, avem gașca de băieți aici. Eu fac orice să strâng zestre. Mă duc, muncesc, tu știi că m-ai văzut. Fac orice. Bineînțeles. Da, ajută-mă și tu. Avem băieții cu noi, da? O să fie gata. Show. Eu sunt cu partea feminină de obicei și așa cumva sper să, că să câștige fina noastră. Acum Anaș o să spere că o să câștige fina. Băieții. De la voi. Da, ce să zic, așa. Ești de acord? Normal. Mai dă și tu ceva, dă și tu ceva, că vorba aia, numai Nașa vorbește, Nașa e puternică. N-ai nici ulei aici, că ți-aș da? Mai pun 5.000 peste. Ce Nașa, te pup, Nașule, ulei, Doamne ajută, sănătate, Nașa să rămână. Finilor noștri le urăm casă de piatră, să fie sănătoși și să se iubească pentru tot restul vieții. Multă sănătate, fericire, bucurii și cât mai mult copii. Ia zic, cu ce te-a vrăjit ea? Comportamentul, mare parte. Pe tine ce te-a atras la el? Grațiela? Totul. Da. Ce laudăm? Uite, îl udăm pe el pentru că vrea să se căsătorească cu ea. Aoleu, da. Sper să nu mă mai mărit odată. Ce faceți, domn? Fine, nu. Sunteți căsătorită? Da. Încerc să sunt în spate. A udat-o pe la spate? Nu a udat-o din față. Și ce înseamnă asta? Nu știu. Poate asta... știi tu că ești mai tânăr. Eu de unde să știu, doamne? Eu am stat și eu din greșeală acolo. Așa e, un la... Frumos. E obiceiurile. Fetele, zice, care sunt nemăritate, că sunt mărită. Dacă băieții cu băieți. Alea căsătorite se... divorțează. Da. Deci odată nu se știe. De cât timp sunteți împreună? 30 de ani. Facem pe 6 iunie. Mamă, am rezistat atât. Ați rezistat cu toi și cu bune și cu rele. Dar ce-a făcut rău? Fiecare om facem rău. Și unul și altul. Dar ce-ați făcut, domnul, rău? Ați dat așa pe delături, așa? A, nu știu. Am făcut doi copii împreună. Ați făcut doi copii să vă trăiască. Mulțumim, fată și băiat. Și să fie sănătate. Mergem înainte. Dar gelos sunteți? Așa, acum la bătrâneți, n-am fost la tinereți. Sau mai sunt acum. Păi ați fost sau n-ați fost? Eu zic că n-am fost, să spună... Doamnă, confirmați? Eu știu, eu cred că a fost un pic. A fost un pic? Da, și eu tot așa un pic. Ce înseamnă asta un pic așa? Ne-am fost un pic, de acum ce să mai, nu se mai pune vârstă. În seara asta câștig eu sau Mihai? Nu cred, Mihai.
de partea lui Mihai. Mi-a fost simpatic. Mi-a fost simpatic până acum, de acum poate aveți treabă și noi vă reținem. Doamna, eu cu fata mea aici. Nu, eu sunt cu Grațiela. În sfârșit o găsesc și pe soacra mare. Da. Îmi pare bine să vă cunosc. Și mie îmi pare bine. Spuneți-mi despre ăla micu. Când era el micu. Acum e mare. El a fost un copil foarte cu minte dintotdeauna. Am auzit. Nimeni nu zice nimic. Și foarte deștept. Foarte deștept, chiar dacă se însoară. Ăsta, da. Da, cum vrei, se mărită. Se însoară cum... Nu știu ce să zic, dacă are o fată bună, cred că s-ar putea să-i fie și lui bine. Și asta da, cred că se întâmplă. Da. Înainte să fie cu Viitoarea Mireasă, am mai avut și alte relații bune. Normal. Da? Da, dar nu așa cum... Sunteți o mamă de genul nu-mi place niciuna sau nu. Ce-i place lui e ok? Exact, ce-i place lui... Dar Diana a fost o fată deosebită și este un copil minunat. Ce-i place lui e ok, dar Diana a fost... Păi stați un pic, deci cu celelalte n-ați fost de acord. Pe celelalte n-am... Apucat să le cunoaște. Să le cunosc atât de bine ca pe Diana, da. E ca mine genul de bărbat care n-aduce pe oricine la mama? Exact. Doar când e ceva serios? Da. Și de câte ori a venit la mama cu cineva? Ca să știm. De puține ori. Da, de foarte puține ori. Așa. Cum e Diana? Un copil deosebit. Ce vă place cel mai mult? Tot, absolut tot. Așa, dacă ar fi toți copiii cum sunt ei amândoi, toată lumea ar fi fericită. Eu îmi doresc să fie așa în continuare, să se iubească, să se respecte, o familie frumoasă. Și ei sunt tot pentru mine. Au doi copii? Doi copii frumoși. S-ar putea să vină și alții? Da. Sunteți pregătită? Da. Bănesc că o să-i ajutați în continuare. Cât pot. Mi-aș fi dorit mai mult, dar astea sunt posibilitățile. Tatălui nu este aici și nu va fi aici. Nu este și nici n-a fost niciodată în viața lui, n-a făcut parte din viața lor. Nu i-a ajutat cu nimic, nici măcar cu un sfat. Și nu o să vină nici azi? Nu. Dar de ce? Ce s-a întâmplat? Adică ne-am despărțit când copiii au fost... De ce nu a fost lângă el? Pentru că el nu a ținut legătura cu copiii. Le-am crescut copiii singură. Ce să vă zic? Să revenim totuși la copii, că eu sunt foarte mândră de ei. Așa. Este o zi deosebită și da. Să ne rezumăm la lucrul ăsta. Atunci hai să fie pe distracție, pe veselie. Da. Da? Da. Dacă tot v-am prins, stai, pe final trebuie să-mi dați și ceva, să bag în lata de zestre, că din partea mamei Mirelui trebuie să băgăm acum. Să băgăm, da. Că nu putem să spunem mama n-a dat nimic. Da, chiar așa. Păi da. Ce dă mama? Mama dă mai puțin, că nu are așa posibilitate, mama. Cât puteți și ce puteți și ce vreți. Și ce vrem. Ce? 3.000 acolo, 4.000. De lei? Să rămână, doamne. Mamă, 3-4.000 de lei, doamne ajută, sănătate, fericire. Sigur că da. Grațielo, te pup. Pentru generică, pentru nașul, pentru toată adunarea. Hai, nașule! Un să-i biciu pe obraz, toate fetele pe mă. Un să-i biciu pe obraz, toate fetele pe mă. Că băiatul s-a însurat, nu mai umblă noaptea sa. S-a însurat, nu mai umple noaptea sa. Ginerică, ginerel, roagă-te de bărbie, bă, să-ți mai lansul cu piricel, bă, să te puturești cu el. Să-ți mai las un firicel, mă. Ce-i faci? Ce-i faci? Cu toporul? Da. Ai bună pe el? Un pic așa. A. Cum te simți? A, tu nu mai poți să vorbești, că ai văzut toporul, a? Bravo. Erai mai bună, zic sincer. E bine. Auzi, dacă nu mai prins, nu te-ați povestesc eu cum o să fie. Asta este pala ta, mă. Te sărut, măicuță dulce, pe tine ca
chiar a fost un moment emoționant, văzut pe mama mea plângând. Ei au și o relație foarte strânsă. Îi mulțumesc că e alături de mine, a făcut un sacrificiu să fie în ziua asta aici. De ce? A venit din străinătate, a ajuns aseară. Trăiește în altă țară. Da, este în altă țară, lucrează acolo și este un sacrificiu pentru ea și mulțumesc. Te emoționa și tu, tremuri, da. Te simt în voce. Am avut o relație și avem o relație foarte apropiată și... Mama ta, din câte am înțeles, a fost și mamă și tata pentru tine. Exact, exact. Deci o relație și mai, de aici e și mai puternică. Da. Eu știu ce zici pentru că știu din proprie experiență, din asta... păcate pentru noi doi. Dar asta din fericire am avut niște mame extraordinare, extraordinare, exact, exact. Și au, și-a dat silința să mă ajute cu tot ce a putut și să ajung destul de bine, să fiu bine și important e să fim sănătoși. Îi mulțumesc încă o dată că e aici alături de mine și asta e tot ceea ce contează. Și mi-ai zis că o să încerce și în continuare să fie alături de tine. Știu, știu asta. Știi. Mă bazez pe lucrul și ăsta. Și ești fericit. Da. Emoțiile din pieptul lui Mihai ies prin piepții cămășii, iar maica Grațiela îi face o sfeștanie de zile mari și îi oferă o masă gratuită. Bravo, a venit Mireasa, uite ce frumoasă e Mireasa, bravo, bă! Am Mireasa ca o floare! Mă doare, da, un pic o spinare! Da, ca păi să nu o ai. Că trebuie să pună ea! O Mireasa ca o floare, nu zic de ce a venit și mama mare! Muriți de sete dacă nu luați! Da! Vrei să intri, pui banul! Nu. Bravo! Pune banul la mire, că dacă nu pui banul la mire, pune la mine! Ce fac? Nu te mai fac! Doamne ajută. Oricum să te audă Dumnezeu! Oricum moare norocul ăsta! Da! A trecut de prima tinerețe. De unde? De apă să meargă. Ce să te însori. Dar pui bani întâi, dacă vrei. Pe bun, da, eu, păi nu, tu trebuie să pui banii ca să vii la mine, că tu ai venit la el. Dacă Mireasa spune ceva, tu așa faci. Păi nu, dacă Mireasa spune ceva, așa facem toți. Exact, exact, până nu pune bani, nu poate să intre. Pardon, păi nu poate să discute cu nimeni aici. Hai, pune banii ca să poți să intre. Hai, pus bani. Poate ai și tu noroc în viață să te însori. Sigur, sensoare de data asta, dar nu cred. Se vede că mirele tău ține și cu tine. Ia. Nu mă spălasem pe fața. Știi ceva, dar e bine, mă, e bine. Ia, Mihai, ia, Mihai, ia. Nu mai dai, mă, în cap, stai, mă, că mi-a dat în cap. Stai, mă, băi, poate s-o lega ceva de tine. Stai, mă, îmi dai în cap, mă. Știi ceva? Poate s-o lega ceva de tine. Ia, nu știu eu cu noroc. Ia, ține-l în gura. Așa, să țină gura ocupată, că nu mai prostii vorbești. Hai, Miresică, să mergem. Pupă Mireasa, bine ați venit! Aplauze pentru mirii noștri! Pentru mirii noștri! Muzica tare! Floricele de pe vale, adunați-vă pe tale, să vă strâng într-o cunună, n-așa-n cap să mi le pună. Fă-ți nașă pina frumoasă, că de astăzi e mireasă. Pune-i nașă val vreodată, de a sa măritată-mă. Așa eu stau la oglindă, iar mama plânge pe tindă. Mama plânge, eu n-am treabă, că îmbrăcai rochizată. Și mai tu după bărbat, cum le e fetelor, tată-mă. O lăsați, o lăsați să plece, cu mine e. Pe cine n-a plânge pe scară, i-a fost ca o surioară. Acum vine mirele, ce mi-e drag ca soarele, mă. La biserică plecă, măi, viața să ne-o cunună, mă. Cum e să-ți vezi ora, Mireasă? Ești emoționată? Păstrează un loc în părere. Ce simți acolo în inimioara ta? Mai găsesc, mă. Emoție.
Mihai, de ce mi-o obosești mireasa? Nu de ce mi-o obosești? Singură, să știi. Nu, eu te întreb. Uite, mă, ce... Bă, alo, ia uite. Mamă, aplauze, vă rog frumos, bravo! A reușit. Bravo, bravo, aplauze, bravo! Vă vedem. Nașul. Pe scaun, că am treabă cu dumneata. Să fac și o cunoștință cu Nașul. Stai, mă, băi, stai puțin. Eu sunt grație la Nașul. Stai puțin, cine-i pune cercei? Așa se face Nașă, trebuie să-i pună lui Nașul floarea. Da, și să-l mai începe din când în când. Dar de ce? Ce înseamnă asta? Păi nu știu, poartă noroc. Asta e tradiția. Se poartă noroc? Luați și se poartă noroc. E frumos ca o floare, știi? E frumos ca o floare, mă, Nașă. Da, era mai bine înainte. E, las că și acum. E, da. Da. Da, era când era... Știi ceva, zi mersi, nu vorbește mult, e cum trebuie, zi mersi. Păi aici, da, acasă. Da? Da, așa să vezi de seama. Deci aici e emoționat. Da, da, publicul îl inhibă puțin. Și-a pus și ochelarii undercover să nu-l vadă lumea. Da, 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 să fie semi-mafiot așa. După ce a golit câteva din buzunarele rudelor, Mihai simte că trebuie să pună osul la treabă, ceea ce pentru el asta înseamnă să cânte. Doamne, să știți că eu v-am făcut ciorba, am făcut și lipia, chiar dacă pare ciudat, mâncați-le. Mulțumim. Unde e lipia? Lipia, gata, am plecat după lipie, să rămână, doamnă, așteptați-mă, mă duc să aduc lipia. Hai, șefa, că nu faci nimic. Așa ne pierdem clienții. Păi da, eu n-am dus lipile, doamnă, unde? Că n-aveam loc în mână, că aveam ciorbă, păi, deci că n-am dus lipia. Păi înainte să duci ciorba, duci lipia. Păi, doamnă, dar nu mi-a zis asta. Eu de unde să știu? Hai cu lipia, hai cu lipia, hai cu lipia. Haide, haide, servim și noi să plece clienții. Eu nu vreau să pierd clienții pentru faptul că am fost de acord să vii să muncești. Te rog foarte mult. N-am mai făcut atâta fitness de când mergeam la sală. Hai la muncă, că mult vorbești. Ma, tale, ești rudă cu Grațiela? Mult vorbești. Să rudă cu cine vrei tu, dar pune mâna și mă muncești. Ai față de duban. E ziua cuiva? A doamnei. Păi de ce nu spuneți, domn? Alo, sus în picioare. Ce faci? Ridică-te, mă. Sus. Am o rugăminte, este ziua doamnei, să cântăm mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cum o cheamă? Dana! Dana să trăiască, Dana să trăiască, la mulți ani! Dana să trăiască, Dana să trăiască, la mulți ani! Bravo! Am ajuns la acest restaurant prin intermediul unei excursii și am avut deosebită plăcere să-l întâlnesc pe Mihai Mitoșeru. Îl simpatizez, îl apreciez, e muncitor, nu mă așteptam la așa surpriză, mai ales chiar azi de ziua mea să-mi cânte și la mulți ani. Let's go, girls! Come on. Păi, se poate una ca asta, de aia veni răț. Hai la treabă. Cu încredere, cu încredere. Noi avem treabă, multă de făcut aici. Vai de nu mine. Se poate așa. Vai de oricum. Mine. Pășește, pășește cu încredere. Păi eu pășesc, da. Le strângem până. Da. Uite așa. Nu facem risipă. Mai muncesc mult? Da, eu. Gata. Hai, la treabă, la treabă, că nu se poate. Hai, grații, că poți. Așa? Așa, așa. Mai cu tupeu, mai cu tupeu. Așa? Da, cu tupeu. Nu lângâiem pământul. Ia ori facem treabă, ori. Nu, știi, mă ajută foarte mult gândul păi că-l pieptăm pe Mitoșeru, da. Că noi trebuie să-l învingem. Iei mâncarea cu aia și o dai la island. Păi, hai, da, treabă hai, da, ce facem? Păi și unde-l duc pe ăsta? Mă, eu mă duc, dar unde mă duc? O distribui, draga mea. Îl strângi pe tot într-un loc, faci o grămadă. Așa? Așa? Da. Fetițele mele, ia uitați-vă ce curățenie vă fac eu aici. Ia uite, e vrenică, doamnă. Da. Ce face ea doamne, pentru trețe? Păi da, să câștige mireasa, doar nu mirele. Ha. Trebuie. Ia uite la obosâng. Tu, drăguța. Da. Nu, iubita, nu te duc la Mihai. Uite, o iau pe cealaltă, da? Păi mă gândesc la tine, Mihai, că eu sunt fată bună și mă gândesc întotdeauna la tine. Ești partenerul meu în această emisiune și trebuie să te văd și pe tine fericit odată. Și uite,
Uite, casting am făcut pentru tine. Casting de fete. Să rămână. Da, doamne, să strigă Daru aici în zonă aici și aici. Am venit să strâng zeste pentru Mirea. Am văzut o șefă care... Treaba avem. Treabă. Doamnă, am văzut că aveți doar mâncare. Program artistic n-aveți. Lăsați-mă să fac sit-down comedy. Dați-vă mai încolo. Așa. Să-i facem pe oameni să simtă bine, nu doar cu mâncare. Colegii vor lua banii, da? Colegii, da. Este localul dumneavoastră? Aș vrea eu să fie localul meu, nu? Nu e? Mă cam luați de mână, dânsul e soțul? N-am soț, sunt văduvă. Odată și în grabă nici popa nu întreabă. Nu știam de ce vă băgați așa mine, doamnă. Ce pezi, doamnă, dezvoltiți atât de bine? Că aici să bea bine, să... Și asta. Ce v-a pus, doamnă, aici? Nu ai voie să bei, că conduci. Eu conduc ostilitățile, nu-i vorba de asta, dar n-am voie în timpul programului. E, da, se răcește da, gata, iertați-mă, hai să vă pup. Hai, șefa, că nu faci nimic. Eu muncesc de două ore. Gata, acum vin. Mihai s-a descurcat foarte bine, la muncă s-a fofilat, însă a creat foarte multă bună dispoziție, iar clienții noștri au fost super încântați și mulțumiți și... au plecat cu promisiunea că vor mai reveni, lucru care ne-a făcut fericiți. O stați așa să nu vărți, doamnă, să iertați-mă. Am înțeles că a fost prea rece ciorba. Da, mi s-a părut un pic. Iertați-mă, eu v-am adus-o, dar între timp m-a oprit dânsii acolo. A fost o aniversare, am cântat mulți ani trăiască. Ia, luați un pic să vedem dacă e bun plăcut. Stați un pic să vedeți dacă e fierbinte, dacă e sigur. Luați-o cu încredere, că n-am făcut-o eu. A, se poate, bravo. Da, mulțumesc. Vă mai aduc ceva? Mulțumesc, Mica. Nu mai, gata, mulțumesc, să rămână. Poftă bună, Doamne ajută, sănătate, șeful. Un pahar cu apă, păi dar nu, șef. Nu ți-aduc eu un pahar cu apă? Eu aduc pahar cu apă imediat, băi, deci nu stau. Să vezi cu un pahar cu apă acum. Șeful, bezi ceva în ăsta? Nu. Vă mulțumesc mult. Să rămână. Bună. Spuneți-mi, bezi toată apa de la flori? Nu. Nu. Nu facem așa. Stai, șefa, stai un pic, șefa. Șefa, trebuie să-i duc un pahar cu apă, dar eu îi duc repede, că mi-e frică să nu sărăcească. N-are rost, dacă sărăcește, să rămână. Cum e ciorba? Bună, foarte bună. E sigur bună? Nu vă supărați că v-am furat apa, nu? N-are rost, doamne, n-are rost să vă supărați. Adun și mi-o matură și un foraș, că domnul Mitoșer are de maturat. Păi nu strâng eu, șefa. Ce, nu fac bine? Nu, întrebarea e ce ai făcut bine. Hai, opa, repede, că Vasile nu așteaptă, le-e foame. Stai așa, că dau un mașalier. Hai, cu încredere. Și acum luăm curba. Păi, hai. Așa. Opa. Hai, mai repede. Hai. Și până dacă nu avem toată ziua la dispoziție. E bine parcat aici? E parcat perfect. Hai, așa. Grații, hai. Hai. Ne prinde noaptea, nu mai ajungem la petrecere în ritmul ăsta. Bun, rahat! Așa e la țară. Așa e, da. Opa, șica. Hai, mai cu curaj, nu așa. Da. Da, cu pe curaj, ce faci pe vârful furcii? Hai, cu încredere. Cu încredere, cu... Mama. Hai. Gata, las-o acolo. Hai. Haide. Ia furca. Ia roaba, du-roaba, ia fânul, du-fânul. Nu că obosă, nu mai poate. Hai să dea acolo la ălea și... Pentru atâta muncă, mama e, ce zici, trebuie să-i dăm? Ei, acum nu... Ia uite, zi, mama asta, e, dăm, are... Nu mă gândeam să-i dăm 2 pui de corcoduș, ce zici? Corcoduș? Da, 2 pui de corcoduș. Păi n-am făcut nici corcodușe, de păi nu trebuie corcoduș, trebuie doar pui. Da. Mai cu curaj o țâră. Mai cu curaj, doamnă, păi mai cu curaj, așa? Mai... Da, te-ai murdărit pe picioare. Gata, le-am dat să mănânce. Gata. Hai să scoatem. Hai că acum mănânc capana de sară. Până mă întorc, Mihai, eu de la muncă. La tine mă întorc, ia zi, brunetă, uite, asta e brunetă, vezi, ia uite, nu prea seamănă cu Mihai când e brunetă. Sau blondă, ia zi, uite, avem aici varianta blondă, sau șuvițată. Îți place în autocarul ăsta, nu? Hai, nu vrei tu cu noi? Cât valorează momentul ăsta? Cât costă? Băi, depinde de autocar. Poate să coste 20, 30, 50 de mii de euro. De euro? Da. Dar tu ești vechi, bă, cât ai? Câte vrei să auzi? Păi câte ai tu, nu câte vreau. Zic câte vrei. Nu câte zic vrei să auzi? Deci ai multe. 5-6. Dă-mă unul. Puțin. Nu-ți cer două, mă, că nu sunt, că tu ai multe. Dă, bă, și mie unul pentru mirele meu. Mirele meu e un băiat atât de simpatic. Da? Pe cuvântul meu de onoare. Și vreau să strâng zestre, să aibă și el. Are 2 copii, vrea să mai facă. Câți ani are? Ai, e tinerel. Tinerel. Tu seama cu tine. Eu sunt Mihai Călătoru, numele meu de scenă pentru turiștii mei. Sunt ghid, coordonator de grup și totodată patronul acestei agenții de turism.
El vrea să se facă de asta pe locomotivă, să conducă trenul. Cum se cheamă ăla de conduce trenul? Mecanic. Mecanic. De locomotivă. Mecanic de locomotivă. Că da, el de meserie oricum facem. E meseriaș. Hai să-l facem, că avem nevoie. Gata? Îl băgăm asociat cu noi, să miște și el ceva. Mirilor, le urez multă prosperitate, bucurii și liniște sufletească și multă iubire, evident. Cum adică nu e poartă? Da, nu, nu e poartă, poartă. Trebuie să sărit gardul. Nu cred. Cum săr? Bagă piciorul așa. Da. Dragii mei, iubiții mei, stați acolo că dacă nu fac atac de panică, direct. Hai că intri cum intri, dar nu știu cum mă ieși. Prin ce trebuie să trec pentru zestre? Ia, dă-te, dă-te să nu-ți dau cracul pe fapt. Mă dau. Să nu se lăsi bidonul. Foarte bine, foarte bine. Trecu cu bine. Acum mă simt că am intrat în gura aleilor. Instrumentul muncii. Așa. Eu țin în mânez. Mai, așa. Mai cu încredere. Și ce trebuie să fac cu asta? Să strângem bălegarul care s-a adunat la porți și să-l aruncăm. Adică să mă duc acolo da. Între ei? Da. Hai, hai, curaj, haide, haide, mai cu inima, mai cu inima. Haideți, doamne, haideți, că am 150 de roșii aici. Hai exact. Că ne grăbim. Te-a căzut mult păr. Mult păr, da. E și cu păr aici. Competiția o va câștiga cu siguranță Grațiela, pentru că a muncit foarte mult și prin urmare a câștigat o zestre destul de mare. Asta este zestrea. Asta? Ce să fac cu el? Lua, doamnă, ceapă. Pui în ladă. Iartă-mă, tati. Nu mă pupa, că ne pupăm după aia. Am înțeles că au... Ești cam singură? Copilași, dar la următorul botez... Da, vor da. Să mai facă. Au doi, dar vor să mai facă. La următorul botez va fi oferit din partea noastră toată organizarea evenimentului. Pupusosou, restaurant, mâncare, băutură, tot? Absolut tot. Păi stai, bă, șef, ai făcut mișto de mine ca să-mi dau seama cât de drăguță ești la final. Și restaurantul ăsta e și șmecher. Și mâncarea bună? Și pentru că ai muncit în sală și că ai servit clienții, da. Îți dau și vânzarea de astăzi. 7.000 de lei. 70 de milioane de lei pe cum ar veni. Așa. Bine, bă, șefa, bă! Toate lucrurile astea pe care tu mi le dai cu inima deschisă nu sunt pentru mine. Sunt pentru sora ta. Și mie ce-mi rămâne? Ție să rămâne sora. Da. Da. Și sotră. Exact, pentru că amândouă vă veți bucura de tot. Și... În primul rând de victorie, pentru că Mihai trebuie să piardă la nunta asta, înțelegi? Deci tot ce îmi vei da acum, practic sora ta se va bucura de tot și tu o să fii foarte mulțumită și fericită pentru binele ei. Da, bine. Și o bagă și pe ea la muncă. Îți dau 4 vaci. 4, nu mai multe? 5. Snuvițel. 4 vaci, snuvițel. 5 vaci și 2 viței. 4. 5. Ai zgârcit-o! Cinci! De ce ai zgârcit-o? Nu i-ai dat nimic la sora ta! Merită! Hai să-i dăm! Hai, gândește-te bine ce faci, nu așa! Și îi dăm și porci? Îi dăm și porci! Și vrei pe tăi? Trei! Trei! Trei porci! Cu
Cu șeptelul îndesat într-o ladă de zestre și cu un cățel în cealaltă, este clar că a venit timpul pentru o petrecere care să zguduie filiașul. Bună seara! Mamă, ce ești! Bună seara, bună seara! Bună seara, dragii noștri! Eu am mai fost aici și știu că aici lumea se distrează cu adevărat, e un loc senzațional și eu mă simt minunat pentru că se strigă darul la filiaș! Aplauze! Uite-mă ce miri frumoși! Așa e, Mihai, sunt doi copii frumoși. E adevărat. Care au două minuni frumoase. Da, pentru că să nu uităm că nu sunt numai doi, sunt două minuni frumoase. Sunt doi băieței, unul chiar a fost botezat astăzi. Și vreau aplauze pentru el, vă rog frumos. Bravo, că și botezul e important, nu numai nunta lor. Bravo, să vă trăiască. Cine din partea Mirei lui Cărăție? Și acum... Cine este din partea Mireței Gălăgie? Stai să mai încerc o dată, băi. Alo, ne bat femeile. Din partea Mirelui, 1, 2, 3 și... Hai că v-ați mai revenit. Și acum din partea Miresei... Va fi o luptă grea, dar nu contează, pentru că noi luptăm până la capăt. Hai să băgăm cu hora, hai cu nebunie. Toată lumea pregătită, aplauze pentru mirii noștri. Să înceapă petrecerea. Hai să înceapă. Ce mai mireasă frumoasă, mare, mare și mai mare, să trăiască soacra mare. Păi e verde pământ, haideți toți la sobrumii. Bravo! Ai sobrule, nu mai stam, că filmează camera. Nu e forma de parale, cine fără? Domitane! A început distracția, a început nebunia. Da, da, acum începe distracția. Frumos. Da. Da, aveți și dansul mirilor, nu? Da, da, dansul mirilor va urma imediat după momentul acesta. Nu prea am văzut hora miresei, în puține locuri am întâlnit. Aici așa este obiceiul. Hora miresei se joacă ca fiind primul joc al serii. Asta se deschide seara. Frumos. Frumos, dar zic ce facem, că au țipat prea tare ăștia din partea miresei. Să nu ne bată? Da. N-au cum. Sigur? N-au cum. Să mai vorbești și tu cu ai tăi, că văd că au venit cam obosiți. Dă-le un întăritor ceva. Nașa! Nașa! Nașa, cum te simți, Nașa? Unde ai învățat așa? Pe la nunți, la nunțile la care am fost. Cu cine ai venit? Cu cine ai venit? Prietena, viitoarea soție. Bă, vă căsătoriți? Bă! E vreo mâncoace. Am auzit că v-a cerut de soție. Așa a zis? Da. Nu! Ai mințit, n-ai cerut-o de soție. Muncă, e surpriză. Păi de ce nu mi-ai zis, mă, că eu i-am spus? Păi dacă mi-ai luat-o înainte. Trebuie să o ceri acum. Nu sunt pregătit. Emoțional. Și eu. Dacă ne aude Mihai. Cine este domnul Chelu? Este Mihai Vinoșu. Hai noroc, sănătate!
toate numai bine. Eu sunt Grațiela. Eu sunt Raul. Cum? Raul. Raul, încântată. Anca. Anca, ești soția lui? Da. Sunteți susținătorii mei? Da, 100%. Deci, așa, doar de probă, să aud cum susținem noi mireasa. 3, 2, 1 și... Nu, asta a fost doar de probă, Mihai, să vezi când o fi pe bune. Trebuie să îl învingem pe domnul fără păr. Îl învingem, stai liniștită. Și așa, drăguț, îți cer o zestre pentru mireasă. Ce-mi dai pentru ea? Ce-i dăm, iubie? O mașină? O mașină? O, aplauze! Aplauze! În valoare de cât? 20.000 de euro? Cu siguranță! Cu siguranță! 20.000 de euro mașină! Păi foarte bine! Păi ce-ți mai trebuie? Mai vrei să pleci la Oradea? Mai mult de 20.000! De aia, să urcăm! E mai mult de 20.000! Cam cât e? Cam cât e? 60! 60.000 de euro! O mașină de 60.000 de euro de la Raul de la Oradea! Da! Dacă e să dăm... Și așa am înțeles, mașina ca mașină, dar niște măruții și așa! 10.000! 10.000 de euro! Am venit din Spania special pentru acest eveniment, pentru Diana și Eduard. Le urez multă iubire, înțelegere, să-și crească frumos copiii în continuare și dă Doamne de o fetiță. Având în considerare că foarte mulți bărbați aici, eu cred că o să câștige mireasa, bineînțeles, se știe. N-are cum. Grațiela e super ok, cred că o să tragă mai mult publicul decât Mihai. Petrecerea mi se pare super tare, toată lumea dansează și se simte bine. Valsul Mirilor a fost un moment special, așa cum este la fiecare nuntă, însă în această seară, la această nuntă, a fost și mai frumos. Cel mai frumos dans pe care l-am văzut până acum. S-au sincronizat și au transmis o emoție foarte puternică.
Ochii uit pentru mine? Da! Să-l aud! Doar atât? Spuneți-mi, dânsul care dansează cu grație la cine? E fratele, e cumnatul la soacra mare. Să cam dă la Graziela, am impresia. Nu prea știe ce face, l-am simțit. Asta e? Dumneavoastră, cu cine ați venit astă seară? Cu soțul. Păi și unde-i soțul? Pe unde? Aoleu, să uită urât la mine, el e soțul? Nu știam de ce de jumătate oră să uită la mine urât. Stați așa un pic să nu ne bată, stați. Nu ne bată, șeful, mai tras de mână, tare de tot. Așa, vrei să te dansez? N-am știut că e soțul, am văzut că te uiți urât la mine, n-am știut, iartă-mă. Nu mă uit urât, las. Mai dansează, nu știu, că m-am săturat 30 ani. Vrei să mă omor de tot, am înțeles. Nu te superi, eu am crezut că doamna e soția lui dânsu. Să știți că Mihai vrea să vă vrăjească, nu vă lăsați vrăjită. E mai bine așa. Nu e mai bine așa, nu? Nu-i merge lui Mihai cu dumneavoastră. Păi noi fetele câștigăm în seara asta. Da, noi suntem cele mai puternice femei din lume. Din partea Mirelui sau a Miresei? Din partea Mirelui. Bravo, mă. Din partea Mirelui. Da, păi asta zic, bravo, ești al meu. Chiar dacă nu câștigăm bani și aia, câștigăm experiență. Matale așa gândește în viață? Da. Înseamnă că dânsa ai șefa la Matale acasă. Adică? Păi adică din start că am pierdut ranțe, ce? Grâște, curcani. De cât timp sunteți căsătoriți? De 30 de ani. Cât? 30 de ani. Wow! Vreau să vă și eu ceva. Da. Cum e dragostea după 30 de ani? Ia să prin dans! Ia! Nu că nu vă despart! Cât timp sunteți împreună? De una jumate. De una jumate. Păi cum ai vrăjit tu fata asta așa frumoasă? Pur și simplu, n-am făcut nimic special. Dar când vă certați, cine cedează primul? Dacă sunteți amândoi încăpățânați, cine cedează? Amândoi de multe ori. Ce-ți zice când cedează? Nimic, ne luăm în brațe. Ia să vă, cum vă luați voi în brațe? Așa e dragostea după un an jumate. Să-i văd peste 10 ani. Te-am prins. În fapt. Te-am prins. Stai aici. Chiar ce faci aici? Un dans. Un dans? Da. Cine este fata? Unde te-ai uitat? Ați văzut copiii unde s-au uitat? L-am întrebat. Ia, dă-te așa, dă-te așa. L-am întrebat așa. Puțin, ascultă-mă, repeta pentru Mihai. Mine, mă. Mihai, repeta pentru mine, mă. Exact, te-ai prins, Mihai. Mihai! Stai că e dansul, ăsta e și dansul, e latino. Exact, Mihai. Stai mă cu ascuțitoarea aia, ce faci cu ascuțitoarea aia? Deci, mie spune-mi ce căutai cu această fată. Ce căutai cu ea? Vrăjit. Nu, în noaptea anunții, ce căutai cu această fată? Mireasa știe? Probabil, presupun. Tu ai văzut adică, cât e nefesit? Adică, cum să-ți explic, este cea mai bună prietena ei. E cea mai bună prietenă a ei și ce? Nu s-a mai văzut să... Nu la noi! Să se întâmple accidente de genul ăsta? Iertați-mă, domnișoare! Oare e scris numele ei aici? E scris numele ei aici? Nu te uita, mă, tu, mă, mă uit eu! E scris numele tău acolo? Cum te cheamă? Nu știu să citesc ea pe spate, Larisa, ești atât de frumoasă, Larisa, în cearată! Ești superbă! Nu te mai uita, mă, lasă-mă pe mine! Să nu te mai atingă, domnul! Știi că dacă te atinge, aduce ghinion. Credeam că e cu noroc. Nu, e ghinionist. Da. Păi nu vezi că nu e surat nici la 70 de ani cât are. Mă gândeam. E la fel ca mine. Cum adică? Nici tu nu ai iubit? Nu. Păi trebuie să facem casting. Auzi, în seara asta. Auzi, am o treabă, tu lasă-mă. Păi știu, dar nu vrei să vorbești cu ea din altă parte, să ne uităm și noi mai bine, să... Păi nu mă mir că e singură, că dacă dai peste vreo 3 din aștia ca Mihai,
Și eu aș rămâne singură, pe bună acum. Chiamă-mă și pe mine. Cam cum ți-ar plăcea să fie bărbatul visurilor tale? Este prietena foarte bună a soției lui. Stai, mă, că eu fac casting acum. Mă întrerupe aici. Cea mai bună e. Nu te clasezi în castingul ăsta. Stai liniștit. Tu stai liniștit că nu ești în casting. Da, poți să dansezi în continuare. E foarte bună prietena. E ajutat-o odată cu o poză. Zi cu prietena bună și dă-te mai încolo să și vedem. Vreau să știu așa, bărbatul visurilor tale, cum trebuie să fie? Am o rugăminte, doamnă. Atent. Nu vedeți scrisul, dați-vă mai în spate. Ne cam durează imaginea. Hai să ne dăm noi așa un pic mai așa. Da. Să nu... A plecat de tot. Am plecat, că nu mai pot, mă doare capul. E mai rău ca o tață de aia, nu e așa? Da. Mihai, stai un pic. Da, ce vrem? Balele, să ți le șterg un pic așa. Gata. Gata, acum poți să vorbești că nu mai ai bale și stai un pic. Ce faci, mă? Nu, ți-am lăsat în caz de nevoie să le mai ștergi tu din când în când. Deci, cum trebuie să fie bărbatul visurilor tale? Atent, deci, da. Asta... Iubitor, da. Juliu, fidel. Fidel. Și să fie neapărat singur. Da, să știi că în ziua de astăzi chiar e o condiție asta să fie singur. Uite, vezi, nu mă încadrez, eu sunt cu el. Și așa, din punct de vedere fizic, să fie chelios? Nu. Nu contează. Nu? Nu, poate să fie și chelios. Auzi că poate să fie puțin chelios. Așa, fizic cum ar trebui să fie? Mai înalt ca mine, cu siguranță. Mai înalt. Hai să bem. Cam câte prietene cele mai bune are soția? Ai impresia că te-ai băgat bine? Ăsta, că te-ai sunat bine? Are, nu? Da. Doamne ajută. Prietene bune, bune. Să fie primite. Știi? Adică sunt prietene de suflet. Ia-o pe Graziela de acolo că strică treaba. De obicei prietenele soției sunt bune. Graziela nu știu de ce să bagă. Nu înțelege. Hai. În această seară le urez mirilor casă de piatră în primul rând. Mă bucur că am fost prezentă și le doresc sănătate, fericire și multă înțelegere și răbdare unul cu celălalt. Hai că ora mare, n-o să jucă. Așa e la noi, când e sărbătoare. S-au zis când este lumea de asta mare. Lăutarii cântă ca la filiaș. Hai acum în ore, vezi-o de naș. Lăutarii cântă ca la filiaș. Hai acum în ore, vezi-o de naș. Doar mijlocul ori, ei cea nu vă cântă, lumea ta ascultă. Azi mai e frete în vioara ta, ca la vișină. Și la toată lumea spune, niciunul nu e de mine, bă! Ciao, ciao, ciao!
domnul Enceanu a fost la înălțime. Este unul dintre interpreții mei preferați și m-am bucurat foarte mult pentru faptul că a participat la nunta mea și mi-a făcut această seară atât de specială. La ce făcut omul ăsta, dă-l drumul la cățea și a dracu cățea și o părere praf ca să mă facă Andrei de vină. Așa e! El a educat-o așa! A adresat-o! El a adresat-o așa! El a adresat-o, este? Hai, hai! Hai, hai! M-au pus și mie greu, o să aibă ce am eu. Dar puteam astăzi ora să le las doar nevasta. Eu și mâine dacă mor, ajunge la mână lor. Dar puteam astăzi ora. Ești timid? Nu. Nu ești timid? Puțin, la început. La început, da. La început. Mai trebuie să zic trei vorbe ca să trecem de început? Nu e nevoie, nu e nevoie. Gata, nu mai ești timid. Nu, nu. Ești singur? Ai venit singur? Da, da, sunt singur. De ce? Dar nu am prieteni. De ce? Nu știu. Păi așa, băia frumos. Uitați, băia frumos și călare și pe jos. Are trei vorbe. În seara asta cu cine ești? Cu Mihai sau cu mine? Da. Așa mai da, așa îmi place și mie de tine. Când o să strigăm dar o să vin după mine. Mai, vezi, promiți aici în fața camerei. Da? Dacă dansezi bine, poate, poate te caută fetele. Doamne ajută! Doamne ajută! Unde să te găsească fetele? Unde să te găsească? Pe Facebook? Nu știu. Ionuț Voicu. Cum? Ionuț Voicu. Fetelor, aici băiat prezentabil, Voicu, să uitați-l pe Facebook. Singur, 24 de ani, caută fata iubitoare. Și tu să dansezi așa? Da! Da? Așa o bine găsești! Hai! 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 Și să mă bate, bate, bate! Hai! Hai, nu! Nu! Și să mă bate, bate, bate! Surpriza din această seară a fost una incredibilă. Constantin Enceanu este un artist pe care îl apreciez și îl ascult deseori și faptul că l-am văzut în realitate m-a încântat și m-a bucurat foarte mult. Îți place de ea? Mă gândesc și mă socot. Știu să te glumești din tine. Ce rău și ce e bine. Ce rău și ce e bine. Zi! În seara asta se leagă o idilă, o poveste de dragoste. Doamne, tu să-mi dai putere să trăiesc în plăcere. Super atmosferă, cred că a fost din partea Gojului, după cum i-am văzut eu. În orice caz,
oamenii din partea Gorjului știu să distreze și nu numai, în general, oltenii la astfel de evenimente, tată, dau cu basca de pământ, fiar cu cârțău al dracu. Acum viața mă râde în față și dragostea îmi stă pe brață, și dragostea îmi stă pe brață. Ține, Doamne, că e lumea, anii care i-am acum, anii care i-am acum. Bine, bă! Hai, da! Mihai, tu te-ai mai insulat? Doamne ferește, ăsta nu, nu. Hai mă, că facem și noi rost un bani. Dacă vrei facem spectacolul și... Nu, nu, vreau să te văd ginere. Să-ți schimb, să-ți pune floarea în piept, să-ți iau lovelele. La anul și la mulți ani. Doamne Enceanu, de ce vreți să nenorociți o fată? Ha, 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 nu se poate, nu se poate. Are dreptate. Cine? Dar și-a făcut și tu bani cu ea. Bă, uite, bă, ce nevastă frumoasă a luat un ban. Tu nu ești în stare să iei una frumoasă? Hă? Nu. E foarte frumoasă. Și ar toată. Da, e doar frumoasă. Ce părere ai grație? Ce părere ta? Nu se lipește nimic de el, nici măcar părul. Azi am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Azi am lumea la picioare, că sunt om cu suflet mare. Check-a-la, check-a-la. Acum sunt la minte cu, mă gândesc și mă socot. Mă gândesc și mă socot. Hai, hai! Și-o să aleg lume din tine, ce rău și ce bine, ce rău și ce bine. Nu mă bag, nu acolo mai se întâmplă ceva. Hai, hai, hai! Și, 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 și! Să mor, să mor de bătrân, să mor, să mor de bătrân, dar să mor cu mâna în sân, dar să mor cu mâna în sân. Să mă leg cu ideea strămoală, să mă leg cu ideea strămoală, să mă leg cu ideea strămoală. Sus piciorul! Ne-ar fi să mor frățioare, să mor într-o sărbătoare, să-mi frământrele la cau, care le-am iubit cu drag. Care le-am iubit cu drag, și pe ceva să le fac. La una să-i dau pământ, un poc o nimic mai mult. La alta să-i dau doi voi, noi Ioana vreo 10 oi. Nevestii să-i las vila, a fost bună, n-a fost rea. La una să-i dau pământ, un poc o nimic mai mult. Nevestii să-i las casa, a fost bună, n-a fost rea. Doamnelor și domnilor, am bucuria să vă prezint noul cuplu. Peste un an de zile o să venim să dansăm și la nunta lor. Eu de astăzi mă numesc Cupidon, pentru că fac să se lipească inimile între ele. Ce să vă zic? Fericiți să fiți! Ce face nebuna aia cu aia doi? De dor și de dragoste din te. Să-și depene amintirile, ușor să-i curgă lacrimile. Zimba! Hai, hai, hai! Ia-o cinerica, pentru cinerica! Iar când ai o bucurie în casă, atunci zici că viața e frumoasă. Cei dragi gândești la veselie, îți urez numai așa să-ți fie. Tinerilor căsătoriți, cum se obișnuiește casă de piatră să aibă bucurii în viață, să fie sănătoși și la pungă groși, înconjurați de prieteni adevărați și când le-o fi mai rău să le fie ca în seara asta. Vă iubesc, vă pup! Nu se poate, domnul Enceanu, deci trebuie să facem într-un fel ca eu să câștig în seara asta pentru mirar. Păi, nu se poate, da, dar eu trebuie să fiu sigură de câștigul meu și pentru asta îmi trebuie o zestre puternică și asta nu pot decât de la dumneavoastră să o iau. Zestre? Da.
Eu am văzut așa mașina aceea în parcare. Sper din suflet să nu o fi stricat Mihai. Dar pentru Mihai fac orice. Pentru Mihai, orice. Dar pentru mine și mai mult decât Gata. Orice. Mașina aia ți-o cadonez. Stați așa, n-am auzit bine, mai spuneți Da, ți-o cadonez. Mi-o cadonați? Da. Asta înseamnă că e pentru mireasa mea din seara da, asta? Da, pentru mireasa ta din seara. Cât valorează mașina aia, frumușică, așa? Puțin peste 60 ceva de mii de euro. Uite, țineți-mă că dacă mai îmi dați și și acea pensiune cu piscină. Nu pot, aia e deja cadonat. E cadonată? Da, nu se mai poate. Ștergeți cadonatul ăla și nu, să revină la mine. Nu pot, că am bine. Făcut deja cu fiemea și n-am cum. Am cu generii. Am nepoții, nu mai. Fata e fata, dar pentru că sunteți drăguți și vă simt așa că aveți o inimă bună și deschisă, eu propun așa. Până la sfârșitul anului, toate cântările pe care le aveți dumneavoastră, aș vrea așa, toți bănuții aceia să vină așa către mireasa mea. Știți, are doi copii, are doi băieți, trebuie să o asigur și eu cu ceva. Și plada aia stă goală și plânge și mă plânge la cap și mă... Ce zice? N-au ce zici, nu se aude nimic. Nu-i problemă, că dacă e, dau peripit. Dau peripit, domnul Iengeanu. Da. Uitați-vă așa în ochii mei. Ce ochi frumoși ai. Da. Păcat că ai numai doi. Da, da. și i-am chiar... Da. Deci ce spuneți? Ce? N-am auzit nimic. Propunerea mea. Uite, dacă ai să stai în locul meu, ai să vezi cum se aude. Ia să schimbăm noi puțin locul. Ia, acum auziți mai bine? Grațiela! Da? Tu... Eu aud. A, m-auzi? Da, 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 foarte bine. Tu vrei să pleci, dragă, de aici? Da, da, și cu lada plină cu zestre. Da? Pe care o să ofer mirese. Gata, mă, că nu mă doare gura. Ce-i dăm, mă, ce-i să-i dăm? Ce Tot vrei tu? Banii. Care bani? Care ori să nu, vină? Eu nu, de unde? De la evenimente. Nu pot să cred că n-aveți evenimente până la sfârșit. Pandemia s-a dus. Domnul Iengeanu, pandemia s-a dus. Nu, noi luptăm. Deci eu știu că până la sfârșitul anului aveți vreo 300 de mii de euro făcuți. Așa că eu vă zic așa. 100 de mii de euro să fie pentru mine, restul pentru... Fă repede procesul la verbal până vin eu de la nuntă că îl semnesc că mă întorc, da? Gata, ce cu s-a făcut? Gata! S-a făcut, domnul Iengeanu? Merită să ne distrăm în continuare și mai ales merită să vă zic că surpriza se numește Valentin Sanfira! Bună dimineața! Nu v-am auzit! Ia să vă aud! Bună dimineața! Un interpret extraordinar și ne-a adus o stare de bine și totul a decurs superb, toată lumea s-a distrat și ne bucurăm foarte mult. Asta-i nuntă mare, nuntă boierească, vreau să joace lumea să se veselească. Asta-i nuntă mare, nuntă boierească, vreau să joace lumea să se veselească. Și s-a fira cântă, asta-i mare nuntă, lumea chiuiește, la joc se pornește. Hai să fira cântă, asta-i mare nuntă, hai chiuiau la mireasă! Surprizele au fost pe măsură. Pe măsura așteptărilor și ne bucurăm foarte mult și vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi. S-au primit mătoși și sunt bucuroși, viața lor fată este măritată. S-au primit mătoși și sunt bucuroși, viața lor fată este măritată. Hai să-mi fi la cântă, ca să-i mare nuntă, lumea chiuiește, la joc se pornește. Nașul și cu nașa, parcă zăi păuni, azi au vrunat că sunt oameni buni. Hai să-mi fi la cântă, ca să-i mare nuntă, lumea chiuiește, la joc se pornește. Vitoșelul joacă, imanul întreagă, tot cu veselie, ia să auzi o chiuitură aici. S-au prins în horă, de neazi în casă, vine a lor noră. Lăutarii cântă, ca să-i mare nuntă, lumea chiuiește, la joc se pornește. Hai să-mi tira cântă, ca să-i mare nuntă, și acum chiuie mireasa de fericire! Hai da! Hai nunta și sus picioarele, doamnele! V-ați îmbrăcat frumos, așa! Și nuntă, 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 să se facă ora mare până afară. Grație la șocă, lai-la-lai-la, nima nu întreagă, lai-la-lai-la, are stil de fată, lai-la-lai-la, grație la joacă!
Castanescu. Ce-a făcut? Cine te îmbrăcă? Sus, 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 hai dineasă! Să trăiască formația băieții de la Târgu Jiu! Nu face lume, nu face oricare. Undă, nundă, nundă de aia mare. Nu face lume, nu face oricare. Și ca n-a nundă, lai-la-lai-la. Casă-i mare nundă, lai-la-lai-la. Și se strigă darul, lai-la-lai-la. Cântă lăutarul, bă! Să trăiască toată lumea! Hai, mireasă! Să trăiești în nașul mare, la-la-la-la-la-la-la. Vinuță dumitale, la-la-la-la-la-la-la. Să trăiești în nașul mare, la-la-la-la-la-la-la-la. Vinuță dumitale, la-la-la-la-la-la-la. Să vor spală de păuni, la-la-la-la-la-la-la. Să vodei și să cununi, măi, de nașule. Să vor spală de păuni, la-la-la-la-la-la-la. Să vodei și să cununi. Hai cu chivala pentru nașa, măgătașa! Nașule, măi, cu dinca mea mândrele, nașule. Ca să ne joci înainte, nașule, măi. Dar nașul mai am cu minte, nașule. Nașul joacă lângă nașe, nașule. El e mărba de casă, nașule. Rădată să plecă în caf, nașule, măi. Nașa nici când n-a aflat, așa-i nașe! Stai să mă duc la oraș. Conții și-o băgat. Hai, nașule! Unde nașe, nașe, nașe! Nașul e ca-n supărat! Ia, iată! Iauzi, iauzi, nașule, nașule! Lasă dracu' mândrele, nașule! Că se place nașa, dracu' nașule, măi! Și mii de știe tot satul, nașule! Nașul joacă lângă nașe, nașule, măi! Că el e bărba de casă, nașule! Vreodată scâmpea călcat, ce frumos jos, nașule, să te-a dracu! În loc la doina gorjului dansator, ia uite-o! Bravo, ai stil! Bună! Păi cum să nu mă simt eu bine la Oltenii mei, chiar dacă veniți spre dimineață, că s-a făcut trei, tot erau aici. Ia uite-o pe nașa! Pupă-mă, nașe! Felicitări, un moment extraordinar, mi-a plăcut. Mi-a plăcut? Da, am plăcut. Am făcut treaba. Am făcut treaba, e perfect! Ce zici și de nașa? Și lui Bărmar, îi le zisești fix cum le merita. Parcă-l simți. Da, vă zici cum îi le cerau ochii. Oh, și fugi, mă? Fugi, dar naibii. Dar naibii, da, da. E cu minte, îi mai dai câte una? Da, da, da. Îi dai da. Să-l pui la punct, ești olteancă, da? Da, da, păi noi suntem ale naibii, așa. Ce vrei să le spune mirilor? Casă de piatră să fie sănătoși, să se iubească și să se sprijină în orice decizie. Bravo, nașe. A zis-o bine, acum e 4 dimineața, zicem și noi cum mai putem de la oboseală. Nașe, lasă-mă să zic și eu două vorbe la Canal D și după aia vorbim. Da, hai, găsește-l pe nașul. Oameni extraordinari. Mă bucur tare mult că cei de la Canal D s-au gândit să le facă o surpriză. Mă bucur că am putut să ajung, chiar dacă am venit mai târziu, pentru că sunt evenimente multe, slavă Domnului. Am venit cu tot sufletul și am cântat din inimă. Sper că s-au simțit bine. Uite-ne, de, 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 pușoacă cu coanele. Uite-ne, de, 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 pădurea fustele. Uite-ne, de, 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 pușoacă mângruțele. Uite-ne, de, 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 pădurea fustele. Na-na-na, pușoare moi, na-na-na, îi va peste voi. Na-na-na, mai fac un pas, mare lumea de necas. Na-na-na, pușoare moi, na-na-na, îi va peste voi. Na-na-na, mai fac un pas, mare lumea de necas. Pușoacă mândruțele, uite-ne, de, 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 de,
fetele, cu șoacă mândruțele, fetele, fetele, de flătură fustele, na-na-na, picioare moi, na-na-na, iba peste voi, na-na-na, mai fac culpa să moară lumea de necas, na-na-na, picioare moi, na-na-na, iba peste voi, na-na-na, mai fac culpa să moară lumea de necas. Atenție, băieți, la următoarea strofă, să puneți bunina acolo, e interzisă minorilor. Iau! Ai grijă! Ia-ți, Graziela, vino lângă mine! Nu mă face că sunt nebun, nu mă face că sunt nebun, am să mi de mușchi de sân, am să mi de mușchi de sân, am turat că l-au venit, am turat că l-au venit, mușcată mi de-o găsit, mușcată mi de-o găsit, că unul vine și-altul pleacă. Altul pleacă, 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 altul. Că mai se mândră la mine, care te-ar pupa pe tine așa, fetele! E plac și pulbere! Zici că ești moșionică de la mine, de la țară! Zice lumea că-i spart casa, dacă-i ciup și eu nevasta, eu de casa lui n-am treabă, doar nevastă să-mi e dragă. Zice lumea că-i spart casa, dacă-i ciup și tu nevasta, tu de casa lui n-am treabă, doar nevastă să-mi e dragă. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată, ea te cheamă pe ascuns, când bărbasul-i de-aca astus. Că nu te iubește fată, ca muierea măritată, ia cu frică te iubește, bărbasul nu fănuiești, hai pe loc! Asta e! Asta! Și pentru prietenul meu, cu la dimostrația, să trăiască băiatul lui, nepotul. Așa! De la Doina Gorsului! Unde mândrea mândrită, de repede ce parnică, niciuna nu ți-a scăpat, zic ăștia ești pui de drap. Ăsta sunt și n-ai ce face, altul mă da, nu mai face. Te-a făcut mama frumos și grădare și pe jos. Ăsta sunt și n-ai ce face, altul mama nu mai face. Te-a făcut mă da frumos, păcat că ești chelios. Oameni frumoși, oameni care se distrează din tot sufletul, se văd că sunt oameni muncitori de la noi, de la țară, olteni de-ai mei pe sufletul meu și mă bucur tare, tare mult că le-am cântat, mă bucur că le-a plăcut, să le dea Dumnezeu sănătate, casă de piatră. Eu am zis că ne vedem la botez, ei au copii, dar poate ori mai face, să facă, să fie curtea plină, să le dea Dumnezeu sănătate, bucurii, să se iubească, să se respecte și să ne vedem doar la evenimente frumoase. Felicitări, Canalde! Suntem la nuntă și e într-adevăr o locație minunată pentru nuntă. Mulțumim frumos, suntem la nuntă, e o petrecere frumoasă și trebuie să facem Miri să se simtă bine și să oferim zestrea. Da, da. Așa, și da, pentru mine, nu? Pentru amândoi. Îmi place, Andrei, îmi place mult de tine. Poți să devin fana ta dacă vrei și nu te deranjează. Eu sunt fan amândoi. Da. Ești foarte drăguț. Felicitări, da, părinților, pentru educația frumoasă pe care ți-au dat-o. Mulțumesc frumos. Ce ne dați că zestre? Ce-mi dați mie că lui, știu, îi dați un bocat. Dați-i ceva să plece. Asta seara din partea restaurantului Andrei va decide zestrea. Ah, bravo, Andrei. Andrei, ne știm de mult. Vorba aia, te știu de când nu erai născut. Zi, tăticu, ce ne dai? Haine de firmă. Bravo, ok. Pentru deși de bărbat și de femeie. Voi. Am înțeles. Cum este o nuntă foarte mare astă seară, sunt peste 200 de invitați. Da. Eu zic că tot ce este peste 200 și sunt mulți peste 200 să fie din partea casei. Facem așa, Andrei? Da. Da? Da, sigur? Așa facem. Bravo, mulțumim patronii, Doamne ajută! Mulțumesc frumos, sper să devenim și noi mai buni prieteni decât cu domnul. Hai să zic o treabă, stai domnul puțin, Mihai. Vă mulțumesc mult, sănătate! Mă scuzați, am o treabă cu domnul, trebuie să-l pun un pic la punct. Haide mă, treci, că te-ai făcut de râs și aici, mă. Mergi, mă, vezi-mă de treaba ta, mă.
S-a băut, s-a petrecut oltenește și s-a dansat de s-au rupt tocurile de la opinci. Cu toate ofertele avute, Mihai a rămas tot burlac, dar poate stă mai bine pe finanțe. Aflăm adevărul imediat, căci acum chiar că se strigă darul! Și am ajuns la momentul cel mai important, aplauze, bravo! Se strigă darul! Se strigă darul! Bă, e adevărat, sunt mai mulți din partea Miresei, suntem oarecum mai puțin noi, dar nu contează că facem față! La ce? La tot! Hai să zic ce am făcut eu, am fost de dimineață și am muncit, am fost la terasă. Fii atent, era un autocar plin cu oameni de ploiești care au venit să distreze în zonă. Eu am făcut pentru ei tot ce se poate. I-am servit la masă, am fost drăguț, le-am cântat mulți ani trăiască, era ziua cuiva. Și mai ales ghidul, care reprezintă firma, nu pot să-i dau numele pe post, mi-a dat atenție mare, un autocar în valoare de 50.000 de euro! Că tu nu ai strâns, tot ce ai strâns nu face 50.000. Hai. Mamă, fii atent. Oamenii de la restaurant, pentru că știu că el vrea să mai facă un copil neapărat și a fost și ea de acord, au zis că următorul botez, deci cel de-al treilea copil, va fi pe gratis. Oricâți invitați, mâncare, băutură, restaurant, totul este pentru voi. Cred că valorează mult de tot, nu pot să zic o sumă, dar aplauze pentru cei de acolo, aplauze pentru oamenii amenați. Botezul vă gratis! Bravo! Mergem mai departe și am mai luat, vânzarea din ziua aceea, tot la restaurantul respectiv, adică 7.000 de lei! Bravo! Asta înseamnă 1.500 de euro, dacă nu? A râs de tine, Mihai, a râs de tine, ți-a dat râs de mine, dar acum râd eu de tine. Nu, stai liniștit, uite, vrea colegul tău să zică ceva. Cu ăștia abia mă plătești pe mine. Da. Mergem mai departe și spun că am strâns de la Nașu și Nașa, care sunt niște oameni extraordinari, 15.000 de euro! Așa, fac. De la fratele Mirelui, unde ești, mă, uit de la acolo, ăla cu papio, fratele Mirelui, bravo! 4.000 de lei, aplauze! Ți-a dat și el alocația pe lună, na! Și de la soacra mare, trăiască... Ce faci soacra mare acolo? Soacra mare e de partea Miresei. Păi dacă mi-ai dat toți banii mie, s-a dus la tine. Mă rog, aplauze pentru soacra mare care ne-a dat nouă 4.000 de lei, bravo! Aplauze pentru soacra mare pentru că și-a dat seama că trebuie să fie în echipa câștigătoare! Da. Cum mi-a dat mie banii și și-a dat seama că... Da, mă, i-a fost milă de tine, a zis să nu te faci chiar așa de râs aici. Atunci fă-te tu, zi. Ai terminat? Hai, mă, lasă vrăjeala, zice. Așa de repede? Aula, în fiecare emisiune spui aceeași glumă. Ești exact ca Duban. Că nu știu, dacă fac socoteala, habar n-am câte zeci de mii de euro sunt în total. N-are rost să mai fac socoteala. Vai de mine, Mihai. Și am și muncit și se vede pe firma. Da, Mihai, eu te înțeleg. De la o vârstă, toată lumea termină mai repede. Da. Nu știu dacă și în tinerețe se întâmpla la fel. Așa. Uite! Mă duc să mănânc o friptură, că voi aveți mult de vorbit. Te rog! Te las aici să-și împart averile, sper să se aleagă cu ceva generică, că era cam supărat. Mireasa era mai veselă. Dar dacă au luat atâtea mii de euro, parcă m-aș întoarce și eu, poate îmi scapă vreun buzunar. Măcar să-mi dea autocarul ăla, că mă plimb și eu cu el, o iau pe nevastă-mea, pe soacră-mea, pe mama, ne ducem la munte. Acum începe adevăratul dar. Fiate! Am fost și eu așa la sora Miresei. Da. Și am muncit foarte mult. Ce ai făcut? La presă? Am făcut și un casting printre văcuțe. Era una brunetă, una blondă, una șuvițată. Păi știu că tu n-ai prietene. Și am zis că poate s-o lega ceva și de tine. Păi cum mă dă mine dacă ai făcut casting tu? Păi am făcut eu pentru tine, pentru ești că drăguță. Eu sunt fată bună și mă gândesc la tine, Mihai. Ești foarte bună, zi. Aplauze pentru Mihai și pentru cele trei admiratoare ale lui. Aplauze! Hai și cu băcuțele, ce ați făcut voi? Voi, de la sora Miresei am primit așa 5 băcuțe! Aplauze! Ce să facă cu ele? Să le muști tu, Mihai! Păi îmi pare rău, n-o să pot să rămân cu ei, eu plec azi. Mihai, eu știu că tu te pricepi la mulți, așa că de mâine ai treabă. Da. În sfârșit, ai și tu un job ca lumea. Da. Bun. Bravo. Am
am mai primit tot de la sora Miresei, doi biței! Aplauze! Avem de croțat. Da? Unde bun, sunt, bun. Că mi-e foame? Au mai fost acolo 5 porci, dar mi-a spus așa: doi rămân la soră, 3 vin la mireasă! Aplauze! Am o rugăminte, să nu mai vină niciun porc la mireasă, s-a măritat. Așa este, dar știi cum e, uneori e bine un porc în plus la casa omului. Pentru că cei doi vizii ne-am gândit să-i dăm și pe ceilalți 6. Aplauze! Îți dau o veste proastă, nu se poate. S-a strâns destrea dimineață, nu mai merge, îmi pare rău. Dar știu că voi v-ați dat seama că nu ați câștigat și atunci trebuie să mai băgați ceva. Păcat. Domnul Ienceanu s-a uitat un pic la tine, s-a uitat un pic la mine și a zis: Grațiela, tu trebuie să câștigi. Tu trebuie să câștigi în seara asta. Și da. Ce crezi că mi-a dat? Un prăjitor de pâine. Mașina lui în valoare de 70.000 de euro. Aplauze! Eu te cred. Dar cu ce a plecat acasă? A plecat cu taxiul. Bă, da, a plecat cu mașina, că ți-a luat mașina. Măi, Mihai, bă, trebuie să-ți pui ochelari, mă, băiatule, mă. Și tot domnul Ienceanu mi-a zis așa: yes. Ca să fii tu sigură 100%, da, îți mai dau două așa, palme. O parte din banii pe care o să-i câștig în următorul an din evenimentele mele. Știi ce înseamnă asta? 100.000 de euro! Auzi? Și aici de ce a venit pe gratis? Pentru că e prieten cu mine. Am vrut să zic, bravo. Și fii atent, că nu am terminat aici. Stai un pic, eu termin greu, Mihai. E mult de muncă. Am văzut ce a slăbit după an. Simon. De la Oradea, un domn extraordinar a zis așa că îmi dă o mașină cam între 20 și 60, o lăsăm la jumătate, 40.000 de euro! Aplauze! Ai și vândut-o? Da, o punem acum la vânzare, plus 10.000 de euro! Da, cu ce pleacă înapoi la Oradea? Șefu, cu ce pleci înapoi la Oradea? Nu merg la Oradea, merg aici, în Craiovița. A, rămâi aici? La Olte. Asta e, Mihai, ți-ai luat bătăiță. Unde mi-a luat o bătăiță? La orice calcul matematic, la orice calcul matematic pe care tu îl faci, nu ai cum să ajungi la ce mi-a dat Ienceanu. La 100.000 de euro! Aia-i vrăjeală, Ienceanu a plecat cu mașina lui, aia-i vrăjeală. Stai pe lângă mașină, mi-a dat și 100.000 de euro. De unde are, mă, Ienceanu, că n-a avut spectacolul de 3 Ienceanu. Ani? V-am spus eu, e simpatic de-a degeaba. Acum, pentru că ei sunt mai mulți, au impresia că vor țipa mai tare. Hai, bă, să încercăm și noi. Sunteți voi mai mulți, începeți voi. Mamaie, vină încoace să țin, mamaie! Care țipă mai tare? Hai! Avem echipă! Avem valoare! Avem echipă! La 1, 2, 3, la 1, 2, 3, la 1, 2, 3, la 1, 2, 3, țipăm foarte tare și nu ne oprim, și nu ne oprim. 1, 2, 3 și... Stai să nu cadă ăsta, ține-l. Păi nebunii, țipăm mai tare noi ăștia micii și puțin? Micii? Păi, da, așa sunt micii. Micii vin după friptură. Îmi pare rău că vă face de râs Mihai, vă zice că sunteți mici, v-a măsurat... Mici, dai dracu! V-a măsurat așa pe fiecare, îmi pare nu, rău. Nu, dar am putut să-ți arătăm... Părerea mea e să nu mai strigați la el pentru că v-a făcut de râs. Mai țipăm o dată, hai fetele! 3, 2, 1 și... Băieții, 1, 2, 3 și... Nu, eu sunt curioasă. Am acolo un arbitru. Domnul, care spune... Cum vă numiți? Cum vă am numiți? Acolo un arbitru care spune că băieții au câștigat. Aplauze pentru Mirele nostru! Campionii, campionii, ore, ore, ore! Campionii, campionii, ore, ore, ore! Dar și mireasa e superbă și gașca asta. Petrecerea continuă, bună dimineață! Se strigă, muzica! Muzica tare! Tot
totul a fost minunat și exact cum mi-am așteptat, dar din păcate Ginerica a câștigat, ceea ce nu este corect deloc, pentru că noi am fost la înălțime, nu voi. Era normal să câștigăm noi, l-am avut acolo pe Mihai care și-a dat toată silința. Ați bătut, asta e acum. Felicitări nouă, ce să zic.